Bine ați venit pe canalul M. Miha Croșet. Pisicuță croșetată de Sfântul Valentin. O să vă las imediat aici sus în dreapta o schedă cu un playlist cu alte pisicuțe și chiar și jos în descriere în dreapta o să găsiți o săgeată și acolo mai sunt informații utile. Este o lucrare pentru începătoare. Foarte ușoară, foarte drăguță, cum am văzut faza pe Pinterest, am găsit schema și am și lucrat-o. Este ușor, mie mi-a luat o oră și jumătate să o fac, privind schema din engleză, eu am tradus-o și de aceea o să lucrăm, o să croșetez odată cu tine. Vă mulțumesc tare mult pentru distribuirea tutorialelor pentru a ajuta și alte începătoare să lucreze aceste pisicuțe. Da, cineva chiar a zis, nu te apuca de croșetat, pentru că dă dependență. Haideți la lucru! O să folosim acest fir Peria XL. Care are 50 grame, 110 metri, ca să știm cum ne regulăm ca mărime, da? Iar la acest fir eu voi folosi această croșetă de 2, 2 și 10. Semnificația simbolurilor avem la legendă R, rând, P, S, picioruș scurt, N, M, mulțire, adică două piciorușe scurte în același loc, S, C, scădere, P, D, B este piciorușul dublu, iar blo, vom lucra pe bucla din spate. Cine este prima dată pe canalul meu, așa pun ața pe deget și o voi tensiona de aici, fără să pierd timpul să dau de multe ori după deget. Facem un inel magic așa, dintr-o buclă simplă. Intrăm în el și tragem prima buclă. Și îl fixăm cu un ochi de lanț. Intrăm în inelul magic și vom lua prin dreapta firul și vom face piciorușele în X. Dacă luăm pe dedesubt firul, vor fi piciorușele în V. Folosim astăzi piciorușele în X. Avem două bucle și acum luăm din nou fir și scoatem. Al doilea picioruș scurt. Acum, vedeți cum rămâne acest ochi? Dacă noi tragem de inelul magic, el se strânge. Asta o putem face doar la al doilea, al treilea picioruș. Așa se formează la mine, nu e necesar că se formează și la voi. Dacă se formează și la voi. Al treilea picioruș scurt, al patrulea, al cincilea, șase, șapte, opt. Data aceasta vom folosi multiplul. Hai să numărăm piciorușele și să vedem, acesta este primul. Prin natura lui, primul întotdeauna se strânge mai mult și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inelul magic acum este, acum nu mai este. Strângem bine, punem un marcator, un semn cu ață pentru că e mai ușor. Trecem la rândul 2 unde vom face 8 mulțiri. La final vor fi 16 piciorușe scurte. Și aici noi trebuie să ne uităm bine să nu-l sărim, pentru că vom ajunge la capăt și nu vom avea numărul de piciorușe. Și mai cu răbdare putem intra să luăm. Dacă nu, folosim un croșet mai subțire ca să intrăm doar în primul. Înmulțirea asta înseamnă că voi intra tot în el. Și voi mai lua încă un picioruș scurt. În al doilea picioruș scurt vom intra o dată și a doua oară. În al treilea
Îl intrăm o dată și a doua oară. Deja avem 6 piciorușe scurte. În următorul 7, 8, în următorul 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dăm semnul din interior către exterior, da? Asta este o regulă care devine obișnuință și ne va fi ușor. Intra la rândul 3, unde vom face un picioruș scurt și o mulțire, repetăm de 8 ori. La final vor fi 24. Să ne uităm, să vedem că acesta este primul picioruș din rândul 3. Să nu cumva să-l sărim sau să intrăm în celălalt. Da? Ia să ne uităm. Ok. 1. Un picioruș scurt și o mulțire, am zis. În următorul facem o mulțire. În al doilea picioruș scurt. Și avem 3. În al treilea picioruș facem un picioruș scurt, în următorul înmulțire. În al patrulea picioruș scurt, în al cincilea înmulțire, nu, ăsta e al șaselea, așa, și continuăm așa până la capăt, încă de 5 ori. Picioruș scurt, înmulțire. Piciorul scurt, înmulțire. Piciorul scurt, înmulțire. Piciorul scurt, înmulțire. Piciorul scurt, înmulțire. Da? Am ajuns la capăt. Să dăm fierul. Așa, hai să și luăm acest picioruș ca să îl vedem și trecem la rândul 4, unde facem 2 piciorușe scurte, o mulțire, repetăm de 8 ori și la final sunt 32. 1, în următorul încă 1. În al treilea picioruș vedem că aici sunt înmulțirile. Sunt mai îngrămădite firele, da? Și înmulțim. Repetăm încă de 7 ori până la capăt. 1, 2, înmulțire. 1, 2, am ajuns la capăt. Dăm semnul. La rândul 5 vom lucra în blo aceste 32 de piciorușe scurte. Ca să lucrăm în blo, să începem rândul, vom învăța o șmecherie. Intrăm cu croșeta prin spatele lucrului, așa. Acum întoarcem bucla și o anihilăm aici. Așa, revenim. Luăm bucla noastră. Vedeți că se închide aici, de nu se va vedea unde e terminat rândul. Strângem bucla, facem un ochi de lanț ca să fixăm și vom lucra pe fiecare buclă. Noi am intrat pe aici prin primul, deci îl vom lua.
și vom număra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, atenție, 30, 31 și 32. Da? Că dacă noi strângem bine bucla aceea când o dăm în spate, ea nu se mai vede. Acum vom intra pe rândul următor. Hai să dăm semnul ca să nu ne pierdem pe aici. Lăsăm ochiul ăsta de lanț, care nici nu se vede pentru că l-am strâns și am făcut bine. Vom intra pe primul picioruș. Aici. Hai să-l facem pe primul. Ok? Deci acesta va fi rândul 6. Unde facem 6 piciorușe scurte, o scădere, alte 5 piciorușe scurte și apoi vom face un puf. Din 5 piciorușe duble închise împreună. Deci avem unul făcut, 2, 3, 4, 5, 6. Scădere. Să mai facem o dată scăderile. Vom lua o buclă din față și o buclă din spate. Și asta este o scădere. Încă 5 piciorușe scurte să strângem, să nu avem găuri. 2, 3, 4, 5. Și acum hai să facem cele 5 piciorușe duble. Practic este lăbuța. Dăm ață după croșet și vom intra în următorul picioruș. Avem 3 bucle. Scoatem doar 2. Repetăm ață după croșet, băgăm în același loc. Dăm jos doar 2 bucle. Le ținem pe celelalte pe croșet. 3. Patru, cinci și să strângem ca să nu ne iasă larg pe aici. Acum avem 6 bucle pe croșet. Le vom închide pe toate împreună. Uite așa. Împingem în față această lăbuță. Și să ne uităm bine să intrăm în următorul picioruș, pentru că poate împinge această lăbuță și să nu se vadă. Da. Noi să ne uităm. Ok. Am luat-o? Să verificăm. Iar acum vom face 4 piciorușe scurte și un alt puf, o altă lăbuță. Apoi 5 piciorușe scurte, scădere și 6. Rămânem în 30. Deci, 1... 2, 3, 4. Hai să facem și cealaltă lăbuță. Ață după croșet și dăm 2 bucle jos. Rămânem cu piciorușul pe picior. 2, 3, 4, 5.
Nu. Așa. Da? Le descărcăm, împingem cu degetul din spate să ne iasă lăbuța în față și luăm exact următorul picioruș. E cam strâmt, nu e ușor, dar e frumos. Uite așa. Și asta e și a doua lăbuță. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, scădere. Și acum celelalte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dăm semnul. Acum rândul 7 și rândul 8 vom face 30 de piciorușe scurte. Ne vedem la rândul 9. Noi aici avem deja rândul îndreptat. Deci, de aici încolo 60 de piciorușe scurte. Așa arată rândul 7 și 8. Sunt 30 de piciorușe scurte. Da? Aici, noi când am la punctul puf, când am închis, s-a rămas un picioruș. Evident că la rândul 7 am făcut un picioruș scurt și aici unul. Deci sunt 30. Hai să trecem la rândul 9, unde facem 4 piciorușe scurte, apoi o scădere și 8 piciorușe scurte de 2 ori. O scădere, 4 piciorușe scurte. Rămânem în 27. Dăm semnul și lucrăm. 1, 2, 3, 4. Acum facem scădere, așa cum am arătat la primul rând. Luăm prima buclă de la primul picioruș și a doua buclă din spate de la al doilea picioruș. Și le lucrăm împreună. Și devin scădere invizibile. Acum 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, scădere și încă o dată 8 piciorușe scurte, scădere, 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, scădere și 1, 2, 3, 4. Ok, hai să dăm semnul, să ținem aproape. Trecem la rândul 10, picioruș scurt în picioruș scurt, cele 27. Acum trecem la rândul 11, facem 7 piciorușe și o scădere, repetăm de 3 ori, rămânem în 24. Dăm semnul, exact după semn, facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scădere și repetăm încă de 2 ori până la capăt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scădere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scădere. Ok, dăm semnul, trecem la rândul 12. După cum observăm, avem câte 3 scăderi pe fiecare rând. 20, am avut 30, 27, 24 și 21. 3 scăderi avem pe fiecare rând, doar că ele se intercalează să nu fie în același loc, să ne iasă la rotund. Deci facem 3 piciorușe scurte, o scădere, 6 piciorușe scurte pe care le repetăm de 2 ori, rămâne pe partea cealaltă o scădere și 3 piciorușe scurte.
1, 2, 3, scădere. Acum, 6 piciorușe scurte, scădere de 2 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, scădere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, scădere. Mai rămân 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Rândul 13, 5 piciorușe scurte, o scădere, repetăm de 3 ori. Și rămânem în 18. 1, 2, 3, 4, 5, scădere. Ok, repetăm încă de 2 ori până la capăt. 1, 2, 3, 4, 5, scădere. 1, 2, 3, 4, 5, scădere. Rândul 14, 18 piciorușe scurte. Am făcut rândul 14 și am luat corpul, l-am pus pe un plastic dintr-un șervețel din acela care se pune pe masă când se mănâncă, da? Ca să nu fie hârtie, să nu fie carton, să fie suficient de tare. Am decupat pe măsura sa și acum îl băgăm în interior, pentru că atunci când îl vom umple să nu să stea cât de cât drept, da? Să nu se bombeze, fiind material să nu se bombeze. Acum vom trece la rândul 15 și vom face 18 mulțiri. Da? Câte două pe fiecare picioruș. Vom obține 36. Și eu zic că vine mai bine lucrat în flo pe bucla din față. Din simplu motiv iese mai bombat capul. Asta este primul picioruș și luăm din doar o buclă. Dacă nu vă vine bine, lucrați pe amândouă buclele. Da? Și facem câte două piciorușe pe fiecare buclă a fiecărui picioruș. Și avem două mulțiri, a treia, șaptesprezece și 18. Bun. Ia uitați ce frumos vine. Trecem la rândul 16 și vom face 5 piciorușe scurte, o mulțire. Repetăm de 6 ori și vom ajunge la 42 de piciorușe scurte. Semnul este aici. Să ne uităm bine, să ne luăm piciorușele, pentru că este un loc unde, fiind îngrămădite, să le vedem că avem în primul 2, da? Și să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5. Da? 1, 2, 3, 4, 5. În al 6-lea facem înmulțire. Repetăm, 5 piciorușe scurte și o mulțire, încă de 5 ori până la capăt. Am ajuns la capăt, avem 42 de piciorușe scurte, trecem la rândul 17 și facem 6 piciorușe scurte și o mulțire, repetăm de 6 ori.
Ajungem în 48 de piciorușe scurte. O luăm din primul, pentru că apoi ne vom găsi sus la scăderi și să avem numărul exact. 2, 3, 4, 5, 6. Înmulțire. Repetăm încă de 5 ori până la capăt. Foarte bine. Uitați cum iese. Așa. De aici vom face 5 rânduri de la, până la rândul 22, aceste 48 de piciorușe scurte. Am terminat aceste 5 rânduri. Aici, ce mare e față de corp. Trecem la rândul 23 și facem 7 piciorușe scurte, apoi o repetiție de 2 ori cu o scădere și 14 piciorușe scurte, scădere, 7 piciorușe scurte, rămânem în 45. Vom continua să scădem câte 3 piciorușe scurte la fiecare rând. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scădere. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Scădere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trecem la rândul 24, 13 piciorușe scurte, scădere. Repetăm de 3 ori, rămânem în 42 de piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Scădere. Repetăm încă de 2 ori până la capăt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, scădere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, scădere. Acum o să numărăm 24 de piciorușe scurte între rândul 20 și 21 și o să lăsăm 9 piciorușe scurte între ochi. Hai să vedem care e rândul 20-21. Avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Și vom număra așa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ia să vedem cum ar sta aici. Ok. Așa. Numărăm. Atenție. Dacă noi avem semnul aici, avem lăbuțele aici, dăm capul în două, mai numărăm încă 9 de aici, 2, 4, 6, 8, 9, să ajungem la ochiul celălalt, îl băgăm și să ne uităm să fie cât de cât la fel, da? Coerent. Acum o să-i punem siguranțele și o să-i sigilăm. I-am strâns bine
Și bricheta mea e cu dragoste. Îi topim. Ok. Bun, sunt sigilat și acum o să punem vată pe corp. Uite, așa aici rămâne drept datorită acelui plastic.